Domnul coleguțul, dumneavoastră sunteți aici la muncă înainte de când am venit eu. M-a zis să mustat asta ca domnul Ion Țiriac să mânați, pe cuvântul meu de onoare. A zis să mai schimbăm vremea, domnul Cătălin. Să mai schimbăm vremea, dar vă stați mustață pe cuvânt. Uitați-vă dacă nu seamănă coleguțul puțin cu domnul Ion Țiriac când n-avea bani. Iartă-mă, coleguțul, da, nu? Adică... Nu e punctul nostru foarte, domnul Cătălin, că sufletul este. Bună ziua, iată, a revenit și colega noastră, oameni buni, Alexandra Gog, care a fost plecat în deplasare, dar acum este cu noi, ceea ce nu face altceva decât să ne bucure. Bună, coleguța, ești piersicuța azi. Da. Nu? Așa se numește culoarea ta. Piersicuța. Și să vedem pe cine ne-a adus astăzi aici, coleguța, pentru că avem alături de noi o domnișoară foarte drăguță. Mulțumesc. Sărut mâna. Maria a trebuit să vină astăzi neapărat la noi la emisiune, pentru că nu mai putea, echipa, când a văzut ce se întâmplă la... Exact, în echipa războinicilor, exact. Lucrurile au luat întorsătură neașteptată. Trebuie. Maria Lungu, oameni buni, iată, mult mai chipzuită și așezată la început de emisiune, ca așa e la început, Maria. Ce faci, Maria? Foarte bine. Vrei să știi adevărul? Da. Domnul de acolo din fața, zici că pur și simplu ai fost isterică la războinic, că ai făcut haos. Pe bune, eu spun direct în față, adică nu ne menajăm. Și acum aș vrea să știi treaba asta. Zi în față ce ai zis despre ea. Zi, domnul coleguțu, ce ai zis? De unde a scăpat? Cum era cu ea? Zi, hai. Mi-a dat o gură de apă, dacă vrei. Zi, băi, crezi că mai... Mă băgați și vorba aia, ziua internațională a apei, stați un pic, domnul Cătălin, că nu mai... Deci, Maria, să știi că a fost reacția multor oameni, că ai fost acolo foarte, cum să spun, acest doc al războinicilor. Nu știu, pot să zic că Doc a fost mult mai inteligent ca mine și este în continuare. Are mai multă experiență și așa mai departe. Și dacă tot ai adus vorba, da, îmi pare foarte, foarte rău că a plecat. Eu am fost influențată mai mult de factorii externi, să zic eu așa. Ce gânturi! Cum ar fi foamea? Crabi. Crabi. Să știi, și crabi, pentru că colegii mei mâncau, mie nu-mi plăceau. Și nici de foame nu puteam să-i mănânc. Adică era... Deci oricum ai dau, nu era bine. Exact. Și stresul nu mai... La un moment dat nici eu nu mai înțelegeam unde sunt și ce fac și de ce. Adevărul că asta am remarcat-o la mai mulți oameni care au fost acolo. Spun, dom'le, ești în bula ta, încă tu uiți unde ești, nu mai știi cum să te echilibrezi, să te reechilibrezi. Ai văzut imaginele cu tine cât timp ai fost acolo la război? Da, și nu vreau să le mai văd odată. Atât am avut. De ce ți se părea că ai fost un pic prea... Am avut noroc acolo cât am fost, pentru că puteam fi mult mai rău. Am avut noroc că nu m-am văzut într-o oglindă, pe bune. Noi mai fentam cu capacul de la cratiță și așa mai departe, dar nu se vedea bine. Vedeam că sunt umflată, da. Dar nu se vedea că eram și vânătă și dar eu nu mă referam la chestia asta. Cineva. Eu mă referam la chestia de... Da, și asta a venit din cauza foamei, din cauza faptului că nu mă înțelegeam. Și uite, de exemplu, acum lumea a ajuns la cuvintele mele. Eu când ziceam cândva că voi Alini șarpele, lumea nu m-a crezut. Uite, acum au ajuns la concluzia mea. Șarpele? Hai să vedem imaginile, să vezi ce s-a întâmplat. Ții minte că Andreea Moromete și Alin Chirilă au fost în jungla să caute crabi, că se înțelegeau foarte bine, erau tot timpul împreună. Da, foarte bine. Brusc ceva s-a întâmplat Hai să vedem imaginile și vorbim și cu Maria Lungu. Dacă aveți întrebări pentru ea, vă rog, aici este numărul de WhatsApp și într-adevăr puteți să-i trimiteți mesaje și lui coleguțul. A trimis cineva că e frumoasă mustață a domnului. Mulțumesc. E un domn care a trimis, să știu. Haideți să vedem imaginea. Eu sper că tot ziceam noi care putere mai mare. Cum a fost data trecută, ori luați pe Remus voi înapoi, ori rămâne convertit la războinici. Să fie acum, ori luați pe Alin înapoi, ori îl trimiteți acasă. O să fie foarte interesantă decizia războinicilor de a recupera pe Alin sau nu. O să fie o surpriză și pentru mine. Eu aveam bucuria de a fi într-un consiliu liniștit. Și se pare că s-a deschis consiliul exact pe subiectul meu. Se pare că echipa e supărată pe mine. Așa. Nu știu de ce. Da, e supărată pe mine din cauza... Echipa e supărată pe mine din cauza că am împărțit egală mâncarea cu Remus. Mă rog ca războinicii să nu mai dorească pe Alin în echipă, să se fi înfoiat suficient de tare că au luat eu imunitate, vezi, doamne, fără Alin. Bravo! Bravo vouă! Bă, organizați-vă voi! Lăsați-l pe Alin la noi.
Nu credeam cum să se întâmple așa ceva. Să zică, faimoși, lăsați un războinic la noi în echipă. Oricum, multă lume nu mai știe ce se întâmplă. Adică și faimosul pleacă la războinic și războinicul la faimos. Adică îți scurcircuitează un pic eu cred creierul. Că, adică parte... e multă presiune și s-a dus sus de tot show-ul. Iartă-mă. Eu cred că ei sunt deranjați de faptul de reacțiile pe care le-a avut Alin în timpul probelor, în sensul că a fost acuzat că nu s-a bucurat îndeajuns de mult pentru echipa lui și că nu i-a susținut din spatele taberei faimoșilor, ceea ce, bă, dacă te gândești undeva, cred că psihologic e ușor să cazi în capcana asta atât timp cât te ține cineva acolo și îți dă și o gură de cola și o gură de mâncare și o gură de... Parcă nu-ți vine să fii așa contra lor în secunda aia în care ești în sânul familiei, cum ar veni. Mai ales când au primit cu brațele deschise, cumva. Mie mi se pare că sunt foarte încântați. Pot să vă zic ce s-a întâmplat, pentru că... Tu ai fost acolo. Eu am fost acolo, dar și știu cum e cu foamea. Da. Și știu cum e cu foamea și știu foarte bine. Adică în momentul când Remus a venit în trib, era normal. Adică nu puteau să dau chiar dacă e de la faimoși. Adică să fi fost și noi acolo, toți, cred. Nu venea Remus și îl lăsau deoparte și nu mâncau. Adică doar bărbații mâncarea cu el. Cred că și ei se simțeau prost dacă făceau asta. Că până la urmă suntem oameni, indiferent de foame și toate lucrurile astea, ce n-a fost în cazul meu. Dar în cazul lor, da, cred că au făcut lucrul ăsta din complezență. Și totuși Alin spune că ei s-au supărat pe el tocmai pentru că a împărțit mâncarea cu Remus. Adică... Nu, ei au luat apărarea. Am văzut și eu episodul într-un moment în care se bucura, dar adică tu nu poți să stai dacă ești în tribul războinicilor și orice războinic, dacă era la faimos și făcea același lucru, nu poți să stea trist dacă știa și omul știa că o să mănânce săracul, că noi într-adevăr când vedeam o cățică de eu țin minte și atunci și momentul când eu eram acolo și am prins pește, de exemplu, eram cei mai fericiți. Dar cum ți se pare că acum Andreea Moromete și Ciomag se înțeleg, având în vedere că atunci când ai plecat tu era după ce ai venit tu acasă, începuseră să se certe? Și acum se înțeleg. Și acum se înțeleg. Palma. Andreea dușmanul Moromete. Dușmanul meu, prietenul. Exact, asta am vrut să zic, asta am vrut să zic. Le-a unit anumite situații care sunt în favoarea lor. Și normal să se întâmple asta, că asta a făcut și Alin. În momentul, dar eu l-am văzut de la început pe Alin și ceea ce prezintă el și știam foarte bine că el fură foarte mult curent în primul rând. Ce da, într-adevăr, nu o să Alin? N-o să zic ce că fură curent Alin. Explic acum. N-o să zic e bun pe traseu, însă în spate Robert a plâns. În cazul în care cineva îi zice ceva, vezi că nu știu ce ți fac, că nu deci știu ce vrei. Deci voi o problemă cu autoritatea lui. Dar nu e autoritatea asta. Dar nu înseamnă, în momentul în care ameninți pe cineva sau spui că o să faci o strige, asta nu înseamnă autoritate. Ce înseamnă că ameninți? Zice și el, intimidare. Zice și el anumite cuvinte în care crede că o să pună punct anumite discuții să facă să iasă în favoarea lui. De exemplu, cu Robert, nu există nicio prietenie acolo. Uite, cineva zice că șarpe este Alin, șarpe Moromete. Dar cum e aleasa voastră a lui Măruță, normal că nu o să citiți mesajul ăsta. Dar nu a fost aleasa noastră, publicul a ales-o. Exact. Băi, dragi telespectatori, voi ați trimis-o pe Moromete acolo, da? Da. Corect? Pentru că doar cei de acasă au votat. Da. La noi, ca să fim, dacă ar fi să rând... sportiv, e chiar foarte bună. Băi, e foarte bună, dar nouă, cred că atunci, dacă făceai un sondaj în redacție, cred că multă lume ar fi mers pe Burmis. Da. La noi. După proba traseului, proba finală pe care... Vorbim intern aici, dar telespectatorii au ales și ei au trimis-o pe Moromete. Hai să vedem imagini, că mai avem niște imagini pe care am vrea să le vorbim și cu Maria. Și Maria, să știi că e cineva, nu știu, aș vrea să-și citesc repede, din Rădăuți și zice așa, bună ziua, aș vrea să întrebați pe Maria Lungu dacă vrea să fie cu mine. Mă numesc Bogdan Andrei din Rădăuți, județul Suceava și sunt singur. Am vrut, uite, e chiar mesaj. Da. Nu. Nu. Să vedem. Am mai și glumit. Să vedem pe Moromete. Adică ți-am arătat și mesaje de la oameni care se uită la noi la emisiune și sunt mai interesați de mustața lui Cristi Mitrea sau dacă tu poți să te cuplezi cu băiatul din Rădăuți. Adică e ceva în aer astăzi. Coleguța, deci ce imagini vedem? Vedem ce se întâmplă și în echipa faimoșilor. Ar fi cazul. N-am mai văzut de mult un meci între Iftimoaie și Remus, corect? Da. Corect. Este cineva deranjat de mine și de comportamentul meu sau de votul meu
pe care l-am avut și anume Ionuț Ieftimoaie, ca să începem cu asta, că nu vreau să mai fac presupuneri, pentru că ei, simt că numai presupuneri s-au făcut. Ce? Nu Ieftimoaie. Dar, Remus, fii atent. Nu trebuie să ne cerem. Ionuț. Așa. Ion. Spune-mi tu cum vrei să zic, că spun cum vrei tu. Numele meu, Ionuț Ieftimoaie, cu I. În momentul în care tu o spui Marele Ionuț Ieftimoaie, o faci într-un mod atât de arogant, încât eu unul mă simt jignit. Într-adevăr, în momentul în care am spus Marele Ionuț Ieftimoaie, este o ironie, pentru că comportamentul tău de aici, din Survivor, din punctul meu de vedere, da, este un comportament de copil neasumat. Tu te comporți ca un copil pe traseu, neasumându-ți greșelile tale și dai vina pe mine, și e un contrast foarte mare pentru mine cu cine ești tu ca om, ca nume, ca și carieră. Eu n-am ironizat cariera ta și marele tău nume, am ironizat situația de aici, care este în mare contrast cu ceea ce ești tu. Lucrurile astea nu sunt din suflet, sunt spuse tot pentru că așa a învățat el să spună, ca să iasă din situații. Remus, ce a încercat să facă, am spus-o de atâtea ori, încearcă să ia pe cei mai slabi oameni de la ei, că el este cel mai mare de la noi, doar ca să-și asigure puncte sigure. Urli la mine și iei apărarea. Cui? Lui Ionuț Ieftimoaie, căruia îi făceai cântecele și ziceai că doche cățelul lui. Îmi pare rău, Camara, dar s-ar putea ca acum să facă alții cântecele despre tine, cum ai devenit tu cățelul lui. Nu, sunt probleme peste tot în lume, știi? Și iată... Ai zis un lucru bun, rămâi blocat în bula aia, nu? Da, și nu-ți dai adică... seama, pe cuvântul ăla, nu mai știi cum să ieși de acolo. Și ți se pare că tot universul tău e nebunia și de 4 metri pătrați. Și încă mai au bolile astea legate de statutul pe care îl au acasă, exact. Că eu sunt luptător, că eu sunt cântăreț, că... Nu, sunt deja de luni întregi acolo, mine, adică... Acum dau și o întrebare, zic, îți dai seama dacă ar fi, de exemplu, pe bune, într-un trib care ar trebui să supraviețuiască, că se luptă cu celălalt trib, adică ei nu ajung să se lupte cu ceilalți, că se omoară între ei. Da. Nu, și vezi, a plecat Doc și acum, uite, toată lumea spunea până acum că Doc era mărul discord ieșit. Îmi place când pe telefonul telespectatorului vede mesaje, să plece Doc, să plece Doc, e toxic. Iar acum mesaje sunt, de ce nu mai e Doc? De ce nu mai este Doc? Unde este Doc? Știi? Adică oamenii oricum sunt împărțiți. După aia că a plecat Doc nu mai dau mesaje, acum dau ceilalți. Îți dai seama, așa tot e mereu. Urmează cineva, vine altul la rând. Ca în orice ordine de asta ierarhică, chiar dacă pleacă primul, urcă cineva și ia și hate-ul, și ia și argumentele astea pro și vedem mai încolo. Maria este o femeie foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. Punct. Atât. După publicitate revenim și cu alte mesaje de la public. Mie nu-mi nimic, domnul Cătălin, niciodată. Ba da, stai că a zis și pentru tine cu mustăcioara. Nu, Alexandra lăsați, e foarte frumoasă, Cătălin, și deșteaptă. Mihai, Tarcea Timișoara, vis-a-vis mulțumesc de mustață. A. Alexandra e foarte frumoasă și deșteaptă. A, de ea, adică... m-a prins telespectator. Am revenit în direct, oameni buni, am mai băut un pahar de apă, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Apei. Doamne ajută, Maria, poți să bei și tu apă, te rog frumos. Iar cineva zice în felul următor, vă rog să o întrebați pe Maria dacă ar avea ocazia să intre din nou la Survivor, ar avea același comportament și pe cine ar vedea câștigătoarea Survivor 2023 din echipa albastră. Grea întrebare, pentru că, după cum știți, în Survivor se întâmplă lucrurile la milisecundă. Scurt, da. Asta ai vrut să... Da, clar, scurt, da. clar că m-aș întoarce și mi-aș schimba și comportamentul. Poate aș fi un pic... n-aș vrea eu să aduc dreptatea în Survivor. Aș lăsa lucrurile să decurcă de la sine. Nu m-aș lăsa afectat atât de mult de oameni falși, minciuni și așa mai departe. Și pe cine ai vedea câștigător, dacă ai putea să... Păi asta ziceam acum la început. E greu de spus acum, pentru că se schimbă lucrurile, uite așa. Și uitați voi chiar și cu Moromete și cu Alexandra, da? Direct acum, la ora asta. Dacă ar fi să aleg azi. Dacă aș fi să aleg astăzi, Dan, cred că este singurul pe care eu aș... Întreabă cineva de ce nu l-a schemat pe Doc la emisiune. Ziceți, doamna colegă, ziceți. Pentru că Doc a fost eliminat și că de ce nu vine? Lumea învățată, oamenii care sunt eliminați, de cum e și Maria, să vină la emisiune. Deci, dar va veni chiar mâine, poi mâine. Așteptăm, ne uităm la emisiune. Azi e miercuri, adică joi vine? Da. Nu se știe când. Nu se știe. Deci, dar vine săptămâna asta? Vine, are puțină treabă, nu este în țară, dar cum ajunge în țară, cum... Deci Doc, oameni buni, vine la emisiune săptămâna asta. Cineva zice, Maria, îl mai iubești pe Marinescu? Doamne ferește! Nu.
Haideți să nu confundăm emisiunile, acum vorbim din suflet, Doamne ajută la toată lumea. Nu, suntem o televiziune liberă, gândește liber, Pro TV gândește liber. Crezi că dacă e de la alte televiziune putem să întrebăm, întrebăm orice, uite, noi putem să zicem Antena 1, Prima TV, Digi, Canal D, ce crezi, suntem liberi aici? Da, apreciez. Și mai iubești sau nu? Păi nu, așa, foarte bine. Bun, cineva zice că ești foarte frumoasă și ești cea mai frumoasă concurentă ever de la Survivor, Andrei din București. Deci dacă se face un concurs despre Miss, asta ar fi. Uite, mulțumesc din suflet! Mine, mulțumesc mult! Foarte bine. Zi, coleguța. Cătălina, trebuie să pomenim de faptul că cei patru foști concurenți au ajuns în Dominicană și urmează să-i vedem în emisiune. Știi bine, Zani, Delea, Elena Chirilă și Oana. Aș vrea să le spun celor care se uită pe pagina mea de Facebook, Cătălin Măruță. Da. Am foarte mulți urmăritori acolo, 2 milioane, deci Cătălin Măruță cu bifa albastră. Băi, nene, eu am avut două bandane de la prietenul nostru, Andrei Vasile, da? De la PR. Coleguțul nostru de la PR, uitați-l acolo, e cel mai simpatic coleguț de la PR, vă rog frumos, puneți camera pe el, e coleguțul nostru. Andrei Vasile pe Instagram, de la PR, un băiat extraordinar. Stai, acum e cadru cu tine, zâmbește. Ne aduce cadouri de la PR, ne aduce pixuri, agende, ne aduce de bandane. Andrei Vasile, colegul nostru, băiat extraordinar de la PR, a adus două bandane, de faimoși și de războinici. Și, ce credeți, aia de faimoși și aia de războinici, m-am dus cu ele acasă. Bătaie pe ele, în toată regula. Și eu am vrut să fac o farță copiilor și le-am spus că m-au chemat pe mine la Survivor, la echipa faimoșilor, ca să fiu negociator și ciucă la războinici, nu știu ce. Băi, nene, deci a început nebunia și practic asta se întâmplă acum. Foști concurenți de la Survivor se duc la Survivor, da? Adică Delea, Zani, Elena Chirilă și Oana. Deci oamenii ăștia intră în show. Eu nu știu. De ce se duc coleguța acolo? Zic că mi se pare genială treaba asta. Domnul. O să vedem de săptămâna viitoare, Cristian. Bineînțeles că vom vedea când o să ne uităm la emisiune asta de la ora... Asta este ideea acestor... Nu spunem noi acum, vom vedea... Ca să fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce se va întâmpla pe mai departe. Băi, deci e foarte tare. Numai secundă, vreau să anunț că dacă la războinici se dorește o concurentă care să alerge foarte tare, iată-o pe colega noastră Sabina. Băi, nene, de Sabina mi-a zis că în 2 minute ajunge până la magazin în colț și se și întoarce. Uite, ea e Sabina. A ajuns pentru că coleguțul, iată, la cererea publicului, astăzi... Vino un pic aici să te reglăm fața. Coleguțul, vino un pic aici. Bă, nu mă rad. Nu toată, doar un pic aici, doar un pic. Coleguțul s-a spus că e prea mare. Nu mă arăs de niciodată. Luați un loc aici, vă aducem oglinda și ciucă bagă pe aia, ia-ți mirea să-ți ia bună. Deci se supără tati. De ce? Că a zis că este bine. Să-ți amustați. Păi da, să mai tai doar un pic din ea. Da, asta, așa. La limit. La limit, cât să tem, așa un pic? Ate? Da, mai stai, mă, forța mea, stai, mă, forța mea. Mă iau un pic cu căldură așa. Ia vezi? Nu mai o secundă, nu mai rede, stai un pic, stai. Știu că dai un pic mai ușor, călăutarii nu i-a plătit. Nu mai o secundă, nu mai un pic, atunci, da? La baza... Da, nu mai vorbi. Aici? Aia, mama mea. Ușor forța mea, că mei cu toată pilă. Tu asta l-ai cumpărat, Sabina, sau... Eu la... Nu. L-a cumpărat, chiar a fost în 2 minute, Sabina se mișcă repede. Nu e răspor acolo. Ba, da. Au, domnul Cătălin. Ia, stai. Stai, coleguțul. Bă, când telespectatorii cer ceva... Stai, nu mai zâmbi. Când telespectatorii cer ceva, noi chiar facem. Ce ne cer telespectatorii ne fac viața, coleguțul. Dacă vezi ce mesaje avem, scăpați. Ne strică viața câteodată. Ia să vedem. Da, domnul Cătălin, așa sunt de acord. Uite, am avut ofertă. Sabina, ai luat la ofertă? S-a descurcat Sabina, a luat mai multe. Deci Sabina a luat mai multe, am avut la ofertă, coleguțul. Nu mă cunoaște, crește părul și așa, densitatea firului. Perfect. Zis eu că te bărbire. Și lăsăm așa cu jumătate. Nu, că restul reglează el acum. Termin eu, domnul Cătălin. Terminați, exact. Maria, să știi că ai fost foarte simpatică acolo, serios. Și dacă ar fi să le spui oamenilor care se uită la noi mai multe lucruri despre Survivor, văzute de tine din interior, care ar fi acelea? Pentru cei de acasă care poate privesc destul de superficial show. Da, nu întotdeauna se înțelege, oamenii de acasă nu înțeleg un lucru, faptul că noi trăim ceea ce se întâmplă acolo și anume foamea aia care e acolo și starea asta de adrenalină care efectiv ne mănâncă creierul, pentru că mie personal, eu vorbesc din punctul meu de vedere, m-a... Mă scuzea să citiți de la tatăl meu, da? A dat tata la mesaj? Da. Ultimul. Să o lași la loc. Asta zic. Sărna tata, iertați-mă. Ți-am zis că super pe tata. Bun, Survivor a avut un impact
emoțional pentru mine și pentru viața mea. Și ceea ce am trăit acolo nu cred că o să trăiesc vreodată undeva. Caracterele pot fi, adică sunt oameni falși, sunt oameni mincinoși și acolo se descoperă, se descoperă cel mai bine. Pentru că în situațiile și în... Da. În situațiile astea, asta limită, iese caracterul adevărat. Da. Acum, dacă ar fi să v-am zis, dacă ne-ar face telespectatorii viața, Survivor ar trebui să fie în munți. Pentru că cineva roagă pe domnul Dan, dacă se poate, concurentele să vină îmbrăcate totuși la concurs. Păi dar 40 de grade. Adică... Oameni buni, vă mulțumim mult de tot. Mâine de la ora 3 suntem aici. Maria, îți mulțumim mult. Maria Lungu. Cătălin, o secundă doar să mai spun ceva foarte important, pentru că diseară avem un vot general. Domnul Dan va da drumul votului general și trebuie neapărat să stăm cu ochii pe Survivor România să vedem ce se întâmplă. Perfect, mulțumim mult de tot.